Cei care s-au născut în zodia săgetătorului vor avea în ziua de 22 octombrie, în continuarea perioadei anterioare, momente bune, de calm, de administrare a propriei personalități, în chip util, inteligent, adecvat, în relația lor cu publicul, cu șefii, cu colegii, cu cei care îi observă evoluția sau cu colaboratorii. Între 23 și 25 octombrie, relațiile de prietenie pot fi bune, mult mai bune decât au fost până acum. Aș spune chiar că e vorba de câteva zile excepționale. Soarele va face conjuncție cu micul benefic și va crea tot felul de situații în care una sau mai multe persoane îi pot ajuta pe cei născuți în săgetător. Se pot oferi să le dea o mână de ajutor, să-i sprijine, să-i propulseze, să-i îndrume, să le înlesnească o maturizare corectă și adecvată în împrejurări delicate, dificile, să-i concilieze și așa mai departe. În ziua de 23 octombrie Soarele și Planeta Venus vor părăsi însă casa relațiilor cu prietenii sau cu acele cunoștințe oficiale, poate chiar cu rang mai în vârstă decât ei, dar care se poartă cu atenție, cu îngăduință, cu simpatie și cu prietenie. Spuneam deci că în ziua de 23 octombrie Soarele și Planeta Venus vor intra în Zodia Scorpionului, respectiv în casa a 12-a și vor introduce un registru nou din punct de vedere afectiv. Între 25 și 27 octombrie, acest sector va fi marcat și de un alt eveniment, este vorba de luna nouă în Scorpion, care se va produce pe 25 octombrie și care va genera un loc special. fiind vorba de o casă a lucrurilor ascunse și de o zodie a lucrurilor ascunse Prezența Soarelui și a planetei Venus, dar și a lunii noi, înseamnă că se sfârșește cu ceva despre care nu prea se știe. Și începe o perioadă a lucrurilor despre care începe să se știe prin intuiție, prin aflare pe căi oculte. Un secret, dezvăluirea unei taine, descoperirea în condiții speciale a unor documente, dezvăluiri de toate felurile. Vorbe, fapte, gesturi, evenimente care le permit să stabilească conexiuni și, în felul acesta, să găsească explicații la secvențe din viața lor care pluteau în necunoscut, erau în ceață, erau enigmatice, nu erau clare. Acum se poate trage linie, se poate găsi o rezoluție vor înțelege săgetătorii ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, cine au fost eroii, cât au fost aceia de implicați, de vinovați sau, în fine, de motivați și de justificați. Vor înțelege care a fost și rolul lor și în felul acesta se lucrează într-un domeniu subtil și ascuns cu instrumente subtile, și să ajunge la concluzii clare. Aceasta este o chestiune de vocație, nu ține mult, maximum de intensitate și de oportunitate a aflării unor astfel de împrejurări ține cam trei zile, cum spuneam, între 25 și 27 octombrie. Apoi însă rămâne un context la fel de favorabil în siajul acestei uriașe amprente astrale până spre 16 noiembrie, când soarele umăr la umăr cu planeta Venus va străbate acest sector. Șansă de a descoperi, de a afla, de a se lămuri, de a trăi lucruri speciale. Acum săgetătorii nu prea au vocația ezoterismului și în general nu tratează cu foarte multă curiozitate și interes și dedicare acest domeniu al lucrurilor care au explicații într-un plan secret sau care apelează la noțiuni care lor nu le sunt familiare. În general sunt firi pozitive, diurne, vor lucruri concrete, explicite. Zonele acestea aburoase îi se par incerte, uneori chiar neserioase și pot să le asculte așa cu condescendență, dar nu să investească încredere și să piardă timp cu studiu și cu informare și cu îmbogățire și cu abordarea lor consecventă. Acum însă s-ar putea să se răzbune aceste domenii pe ei și să le dea o lecție și să le arate ce înseamnă acest teritoriu pe care nu l-au abordat niciodată în mod ordonat și consecvent. Și așa, din când în când au vrut să afle, au mai întrebat, iar au uitat, iar și-au adus aminte. Aceasta, să-i zicem, neseriozitate sau lipsă de consecvență a făcut să nu fie în posesia adevărului în totalitate. Aceasta este răzbunarea suflerului, introducerea unui adevăr în mod brutal. Iată că, în afară de Lumina soarelui și evidențele care sunt posibile la lumina zilei, mai există și alt teritoriu. E o lecție de viață. Existența unei alte lumi în paralel, unor adevăruri subiacente, unor adevăruri care merg în paralel cu celelalte. Ambele sunt adevărate și ambele au legătură, decât că ei n-au făcut-o. Sunt persoane care vor avea experiențe de viață, lecții de viață, trăiri speciale, descoperiri care le vor permite să-și nuanțeze foarte mult atitudinea de până acum, de indiferență sau de neîncredere față de aceste domenii, care vor trăi chiar în niște ipostaze surprinzătoare și le vor da de gândit și vor face mai respectoși cu unul sau mai multe domenii de cunoaștere bazate pe alte principii decât cele ale pozitivismului științific. Și în felul acesta, mai ales cei maturi, pot la un moment dat să deschidă un al doilea tip de înțelegere, de mod de viață, de abordare și să își dorească să se familiarizeze cu noțiuni, principii, stiluri și metode de investigare a lor a celor din jur și a Universului pentru a ajunge la adevăruri superioare, la adevăruri învăluite în taina specifică a casei a 12 -a. Din punctul de vedere al sănătății, evenimentele care se petrec în această săptămână pe Zodia Scorpionului privesc psihologia, mecanismele de reacție interioară, cu răscolire de instincte și de sentimente. Nu e vorba de boală și de suferință, dar va fi un univers foarte bogat, populat de tot felul de oameni care au trecut prin viața nativilor, de amintiri. Secvența biografică va fi etalată în întreaga ei bogăție. La un moment dat chiar se vor simți obosiți așa și hărțuiți de prea multe persoane care le trec prin minte, de prea multe idei, de secvențe de viață care se desfășoară prin ochii lor, ca și cum ar fi la cinematograf. Este un soi de, iertați-mă expresia că ea e cam populară, dar e plastică, destupare. Este ca și cum s-ar destupa o sticlă și de acolo ies tot felul de duhuri de impresii, de trăiri, de senzații amestecate, care îi solicită. Din acest punct de vedere nu e vorba de suferință fizică și boală, dar e vorba de o trăire modificată. Este vorba de o trăire intensă, n-au de ce să se sperie și nici de ce să fugă de ea și apoi mai este o chestiune, ea poate să aibă și o valoare terapeutică. Toată această confruntare cu un trecut foarte bine astupat poate să le dea lor Elemente în plus pentru a se defini cine sunt ei acum, în prezent, ce au fost, de ce s-au despărțit, ce pot să mai preia, unde au greșit, care-i datoria lor. Este adevărat că pentru asta trebuie să ai și instrumente de gândire, de cunoaștere specifică, să ai o anume cultură. Pentru oamenii foarte, foarte simpli, aceste preocupări și aceste procese uh, de gândire care nu țin de rațiune, ci de percepțiile subtile, sunt mai complicate. Uneori, poate chiar le sunt inaccesibile. Dar noi le spunem pentru că există și o categorie de astfel de oameni care vor trece prin astfel de încercări. Ele vor avea darul să-i motiveze, să-i înnobileze, să le subțieze percepțiile intelectuale, mentale să-i facă mai diplomați și mai reticenți față de ceea ce au respins până acum în mod categoric. Și în sfârșit, între 27 octombrie după ora 13 și 28 octombrie, luna își va începe tranzitul prin Zodia Săgetătorului. Se va plasa în casa întâia acestor nativi și le va da ca întotdeauna când se află în această postură, încredere, optimism, energie, vitalitate, dorință de a comunica, nevoie de a participa la o serie de activități și destul de multă logică în tot ceea ce se cheamă dialog, participare, cooperare și relații cu partenerii.